Da, casele vechi mi-amintesc de copilărie și mi-aduc aminte tot timpul de părinți, de casa veche unde am locuit noi, cartier unde ne jucam și îmi face plăcere și e ca și cum aș vrea să mă întorc în timp și cumva poate nu mi-am consider, nu mi-am trăit probabil foarte intens copilăria, zic așa, și e o întoarcere atunci în timp. Galeria se numește Dava 77 și acum are onoarea să-l găzduiască pe artistul Pietrean, un artist care a făcut la noi și liceu de artă și aici și-a afirmat prima oară talentul. Este supranumit artistul vedutelor din Piatra Neamț, pentru că surprinde cu prioritate aspectele vechi și noi ale orașului, mai ales peisaje. Deci este un peisagist devenit așa prin vocație, aș spune eu. Expoziția de față este o expoziție ce reprezintă ultimele sale creații din ultimele 3 luni. Ceea ce l-a preocupat a fost interferența, aș spune eu, dintre nori și imaginile stradale. Da, am foarte multe. Intenționez, de exemplu, să realizez o expoziție de portrete, pentru că lumea nu mă cunoaște. Adică, nu, n-am expus până acum portrete. Asta e primul portret care l-am expus. Acest autoportret de aici, expoziția de față. Vreau să realizez, deci, cum am spus, o expoziție mare de portrete de personalități sau oameni simpli din sfera artei, sfera religiei. Eu am început să lucrez acum la câteva portrete de mari duhovnici și mi-au ieșit foarte bine și urmează să le expun acum.